Consilierii județeni au aprobat modificări în lista obiectivelor de investiții și în lista poziției alte cheltuieli de investiții. Sunt bani alocați de Consiliul Județean la final de an pentru dotări la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și dotări la Aeroportul Internațional Maramureș. La aeroport este vorba despre o scară acționată manual pentru deservirea aeronavelor, dar și de un studiu de fezabilitate pentru modernizarea terminalului de pasageri. După vizitele autorităților aeronautice în județul Maramureș și care ne-au explicat felul în care ar trebui să arate fluxurile de pasageri în cadrul terminalului, atât pentru partea de plecări sau sosiri interne, cât și pentru cele externe, este nevoie de o modificare substanțială a terminalului de pasageri. Pentru a fi pregătiți în momentul în care va exista și din informațiile, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Nica, ori în această lună, ori în luna ianuarie, va exista o linie de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea aeroporturilor. E nevoie în acest moment să avem un studiu de fezabilitate efectuat pentru ca atunci să fim pregătiți cu cererea de finanțare la care să atașăm un studiu de fezabilitate și să putem să obținem fonduri europene pentru dezvoltarea terminalului. Aerogara din Tăuții Măghierăuș este închisă de 2 ani și nici nu sunt semne că aeroportul ar deveni operațional în curând.